bine ați revenit alături de noi. Suntem la subiectul zilei, așa cum v-am promis acum câteva clipe. O ediție specială a emisiunii vă propunem astăzi. Vorbim cu unul dintre cei mai iubiți reprezentanți ai Bisericii Române, prezent în aceste zile la Târgu Mureș. Vorbim despre ce înseamnă iubirea, despre conferințele pe care acesta le susține și la noi în oraș. Abordăm subiecte frumoase și de mare interes pentru sufletul omenesc. Discutăm despre acestea cu părintele Constantin Necula, pe care ne bucurăm să-l avem astăzi la noi în studio prezent. Bună ziua, părinte! Bine ați venit la Antena 1 Târgu Mureș! Bine ne vedem! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a ajunge și la noi în studio. Știu că astăzi ați avut o zi plină, o zi în care ați alergat dintr-un loc în altul, pentru că sunteți foarte dorit peste tot. Ne bucurăm să vă avem și noi astăzi alături de noi, să reușim să trecem prin micile ecrane la cei care ne urmăresc astăzi și să îi invităm, de ce nu, peste câteva zeci de minute la sala polivalentă, la evenimentul pe care îl veți susține acolo. O conferință importantă pentru mureșeni, cei care își doresc foarte mult să vă aibă alături de ei, să vă asculte, să vă urmărească sfaturile, să cunoască sau să realizeze, de ce nu până la urmă, iubirea care ne urnește sau iubirea care ne unește. Aș vrea să pornim de la acest Nu e un joc de cuvinte. În urmă cu ceva la Brașov am primit chemarea colegilor noștri ascoriști de acolo să țină o conferință despre iubirea care, despre iubire. Și am zis, iubirea care ne unește, lor le-a ieșit iubirea care ne urnește. Și atunci totul a fost ok. Dacă a zis așa, așa rămâne. Dar în toată nebunia asta noastră a rămas și titlul unei cărți, iubirea care ne urnește. Am spus atunci și o spun și acum, cred că o iubire care nu urnește, iubire care non-factum, așa, leneșă. Iubirea aia care nu-ți convine că ăla nu se trezește dimineața să pună mâna lângă tine, cu tine să bei cafeaua, știi? Adică iubirea care, când este iubire, trebuie să miște oameni, trebuie să-i ajute pe oameni, trebuie să-i unească pe oameni, trebuie să-i amplifice mișcările, sigur, nu într-o nebunie totală. Și de aici râul ăla nu urnește, mai cu seama că suntem în anul unirii, dar într-un an unirii fără iubire. A fi unit astăzi nu mai înseamnă a și iubi ca celălalt și a iubi pe celălalt. Am o țară de oameni care ne unim, dar ne invidiem. Ne unim, dar încă ne cârtim. Ne unim, dar încă suntem regiuni diferite. De aici a plecat jocul de culori al vorbirii și el se va vădi de seară ce va ieși. Încă nu știu ce va ieși de seară. Știu ce a fost aseară la Reghin, dacă este. Au fost 1200 de oameni în sală și m-au onorat cu o prezență nu doar fizică, ci sufletește, s-a văzut că au fost acolo. Oriunde mergeți, sunteți primiți cu brațele deschise și cu sufletele deschise, cred. Nu... Cred, sper și eu că așa e. Îi văd pe oameni și văd că au nevoie să le spunem și altceva decât aud în general. Astăzi îi spuneam colegii noastre de la Radio Târgu Mureș, doamne Gabriela, că e important să nu mai spunem vorbe, să le spunem cuvinte oamenilor. Oamenii au cu nevoie de cuvinte. Eu zic că e gata cu vorbăria, să sătui toți, pot schimba canalul imediat și le doresc să schimbe canalul când constată că oamenii care vorbesc acolo habar n-au despre ce vorbesc. Ați fost prezent astăzi și la două licee, cele mai mari licee din orașul nostru, la Colegiul Național Unirea și la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian. Cum v-au primit cei mici, o să le spun acum? Nu păreau mici, păreau foarte atenți și simpatici. Au râs strașnic și la Papiu Ilarian și la Unirea. La Unirea chiar m-au gratulat așa, cum m-au făcut unirist așa. M-am bucurat foarte mult și m-a bucurat faptul că profesorii au stat lângă elevi. E faină școala românească în care profesorii nu uită de elevi și elevii nu uită de profesorilor. Noi nu suntem două fronturi care stăm față în față, gata să ne batem. Suntem două unități de conștiință care încearcă să crească conștiința celorlalți. Copiii au fost fascinați. Pe mulți dintre ei am știut și din alte acțiuni pe care le-am avut cu tineretul de aici. Dar e fascinant așa să vezi că, uite, biserica, fiind în evul mediu așa și plină de troglodiți și de incompetenți și de incapabili, reușește să-i facă pe copii să zâmbească. Ce instituție mai face pe copii să zâmbească cu bucurie azi? Niciuna. Ori, prin definiție, cred eu că în biserică trebuie să fim mai destinși, să nu luăm în seamă proștii. Părerea mea că va fi cea mai bună terapie pe viitorii 10 ani
să lăsăm pe proști deoparte și să ne vedem liniștiți de viața pe care Dumnezeu ne-a îngăduit-o. A crede nu este un handicap. A iubi pe Hristos nu este o deziluzie. Nu-i lipsă de educație să spui că nu crezi într-o legiuire care egalizează totul în defavoarea lui Hristos. Aveți obiceiul de a răspunde la întrebări. E bine că încă mai avem întrebări? E bine că avem întrebări, e dificil să găsești răspunsul întotdeauna. Știu că dezamăgesc pe mulți, că eu nu sunt prea serios, așa, nu prea am cravată la reverendă, dar cred că e necesar să le spunem oamenilor că Dumnezeu îi iubește în ciuda întrebărilor, sau mai cu seamă datorită întrebărilor. Că a întreba nu este un deficit intelectual. M-a întrebat un italian acum ceva vreme, m-a întrebat unde am învățat să fac jocul ăsta de... Și a zis, pe bune, nu mi-a zis nimeni. Am văzut în repetate rânduri la oameni care, cărora le pasă, că întreabă și așteaptă răspuns, că răspund și așteaptă întrebări. Și asta e, de acolo, până la urmă, a întrebat și a răspunde, e și o chestie de îmi pasă de tine. Compătimesc cu tine. Aseară am rămas foarte impresionat că după ce o doamnă a pus o întrebare grea, foarte grea în timpul conferinței, ce de făcut cu sufletul ei de mamă care și-a pierdut fiul, într-un accident, în dreapta șoferului, adică drama totală. M-a întrebat ce a greșit unii și am spus, n-am greșit nicăieri. Dar am zis așa, cu compătimirea omului care a văzut destule ca preot. Și femeia după a venit și mi-a spus ce, părinte, am simțit că ne-am încurajat unul pe altul. Noi nu avem o biserică împotriva oamenilor. Negativismul ăsta, uneori și neatenția preoților, a episcopilor, poate costa biserica fără îndoială, dar oamenii văd biserica pe omul de lângă ei, preotul ăla din satul lor care dă o mână de ajutor, care mângâie când e nevoie la suferință, care se bucură cu ei la oaltă. Nu avem o biserică antinațională. Din nefericire, nici argumentul că e națională nu este susținut întotdeauna, dar nu este antinațională. Și apoi, mai e un lucru. Cred că oamenii real au nevoie de părinți. Te-ai uitat, sunt convins că ai văzut manifestările din București, din țară. În ultima vreme, nu simți că e o turmă fără pastor? Ba da. N-au un lider să-i ducă undeva, n-au o direcție, n-au un vector. Hashtag-ul nu-i vector, hashtag-ul-i hashtag. E o parte din niște gratii. Apropo de perioada asta în care toate se dărâmă, tot se unesc, dar parcă n-au niciun scop, niciun... N-au. Îmi pare rău să o spun, nu e niciun fundament unirii noastre. Ce facem cu cei care nu fac parte nici dintr-o tabără, nici din cealaltă? Îi lăsăm cum sunt, avem nevoie de rezerve întotdeauna. Întotdeauna. Da, eu cred că eu ca preot nu mă pot situa nici de partea unui partid, nici împotriva lui. M-am obligat la asta. Recunosc că mi-e așa de greu câteodată. Așa mușc limba să nu vorbesc. Dar cred că e foarte important să înțelegem că uneori oamenii trebuie să stea în rezervă. Sunt oameni destinați să stea în rezervă. E o vocație să fii rezervă la astfel de momente. E o vocație. Da, să poți să stai așa, keep calm. Am văzut atunci cu colectivul, când am ieșit în stradă între copii, nu mai erau copii de mult, i-am văzut cum s-au înmuiat pentru că au înțeles că, de fapt, ce li s-a spus nu era real. Pe mine m-a impresionat foarte mult reacția lor. Noi avem un popor foarte inteligent când e lăsat să fie inteligent. Dar se și prostește ușor și se momește foarte ușor în niște conflicte absolut inutile. Inutile. Ce înseamnă iertarea? Păi e forma cea mai frumoasă a iubirii. Când îi spui celelalte iert, de fapt îi spui că îl iubești. Știi, ca preot, cel mai greu exercițiu este cel al spovedaniei. E obositor, devine foarte greu. Mă refer acum la spovedaniile serioase, nu algocalmin aspirin, în care dacă batjocorește preotul spovedania, și oamenii fac la fel. Asta nu e un serviciu public spovedanie, e o chestiune de intimitate, de șurubăială sufletească. Și am văzut ce șoc e pe ei când reușesc să spui, iar eu nevrednicul și duhovnic, cu puterea ce îmi este dată, te ieși și te dezleg. Citeam zilele acestea într-un psihiatru american, creatorul, într-o oarecare măsură, a școlii existențialiste și existențiale, de fapt, ce l-a impresionat de tare, într-una dintre drumurile lui în Occidentul European, am intrat într-o biserică și s-a așezat într-un confesional. El care a ascultat mii de ședințe, de terapie, de grup, și ce fericit era preotul de acolo când asculta și putea dezlega suferințele oamenilor. Ce înseamnă să poți să dai iertare. Ce lucru pe care eu ca psihiatru n-am reușit niciodată să-l dau. Și atunci a înțeles ce înseamnă a compătimi cu celălalt. Preotul nu dezleagă că așa trebuie. Dezleagă pentru că el compătimește, pentru că Hristos compătimește cu păcătosul. Avem certitudinea iertării păcatelor noastre? Da, eu zic că da. Hristos nu minte niciodată.
El spune că ce e legat, e legat, ce e dezlegat, e dezlegat. Hristos nu se joacă cu cuvinte. El nu are nevoie de votul nostru democratic. El e Dumnezeu și fără votul nostru. Șade de-a dreapta Tatălui, poți să faci ce vrei pe pământ. Infanteria poate să meargă în ce direcție vrea. Apărarea antieriană e acolo. El este deasupra intereselor noastre și asta și-l face un izvor de certitudini. Oamenii vin în număr ridicat la conferințele dumneavoastră. Ce așteaptă să audă? Nu știu, mă fac să mă fac mic de fiecare dată. Atât de jenat mă simt când văd atât de mulți oameni. Eu sunt un iubitor de singurătate altfel, chiar dacă nu pare, dar mă impresionează, mă onorează și mă responsabilizează. Și știi ce e interesant? Că nu vin numai ortodoxi cum cred unii. Sunt oameni de foarte multe confesiuni în sală. Sunt oameni, unii care nu cred. Am fost la în multe conferințe, mi-a zis, păi, de știți, eu sunt ateu. Zic, să fii sănătos. Un ateu bolnav, tot un ateu bolnav. Îi zic, să fii sănătos, să-ți vezi de mântuire, vezi tu ce faci. Că la o vreme mai deșteptăm, tot râd cu ei pe tema asta. Asta mă responsabilizează și mai mult. Eu nu sunt doar îndrăznesc să cred că așa, cu cât se poate adâncă smerenie, zic asta. Nu sunt purtător de interesele unei biserici, neapărat. Dumnezeu mi-a îngăduit să fiu în biserică ortodoxă și sunt foarte bucuros pentru asta. Cum păstrăm armonia în familie? M-au întrebat și copiii la colegiu. Vezi că doare înseamnă. Cred că sporindu-ne capacitatea de a ierta, de a comunica cu ceilalți. Atât am auzit cuvântul ăsta comunicare că mi s-a făcut rău, facem pete toți. Pentru că nimeni nu ne spune că în sine a comunica înseamnă comunia, a împărtăși cu celălalt ceva. Uite, poate că ar fi interesant în niște emisiuni să chemați niște văduvi care își poartă cu serenitate crucea văduviei. Niște bolnavi care poartă cu responsabilitate boala lor și care continuă să funcționeze pentru că ei cred în capacitatea lui Hristos de a ierta și de a merge mai departe. Și atunci veți înțelege ce înseamnă iubirea. Că iubirea nu e doar până la placa mormântului sau până la placa de ieșire din oraș. Iubirea este, nu poate fi limitată. Asta e marea calitate a iubirii. De fapt, când îi spui unui om că îl iubești, îi spui tu n-ai să mori niciodată. Că tot e Valentine's Day. Da. Și da, înțelegi? Și ar trebui spus foarte des asta, că oamenii care iubesc nu mor, sunt nemuritori. Deci cei care iubesc sunt nemuritori. Seamănă cu sufletul lor. Și sufletul e nemuritor. Proftica multora, să știi. Cum transmitem faptele bune? În direct, dacă se poate. Spunem, câte fapte bune în direct a transmis televiziunea din România așa pe an? Cam puțin tele, nu? Că fapta bună nu dai telefon să vină presa. Nu. Înțelegi? Este un eveniment care se petrece în adânc de smerenie și într-o timiditate a binelui. Binele e timid, se înroșește la obraj. E ca fata mare la măritat, știi? Nu se apucă să se expună pe acolo. Are așa o fragilitate. Binele e foarte, foarte fragil. Și ceea ce pare bine pentru unii, pentru alții pare politică de partid. Eu cunosc oameni care au făcut foarte, foarte mult bine prin biserică. Toți, că știm noi, popii fac asta, dar îi fură în rest. Nu e chiar așa. Nu e așa de simplu cum pare. Le-am spus tot timpul, nu mai judecați cât iau unii și alții. Gândiți-vă că întotdeauna când într-un buzunar se bagă, din alte buzunare ies pentru alți săraci. Adică tot timpul Dumnezeu are grijă să echilibreze prototipul acesta de bine și de bogăție. Ce înseamnă să fii smerit până la urmă? Cum putem să știi locul tău în raport cu Dumnezeu. Așa. Nu raport cu oameni. Dacă te smerești tot timpul în raport cu oameni, te calcă în picioare toți nemernicii. Eu credeam că asta e să lași capul în jos. Nu toată lumea zice ortodox și ripostează, iar trebuie să învețe că de 70 de ori câte 7. Da, dar după aia. Și el m-a întrebat cineva, ce părinte, ce facem dacă te lovește cineva peste obraz, să-i întorc obrazul sau să-i plătesc cu aceeași monedă? Și aia depinde. Dacă ai obraz, întorci obrazul. Dacă ai monedă, îi plătești cu aceeași monedă. Cred că trebuie să fim foarte atenți la asta cu smerenia. Eu am găsit un text în Nicolae Mladin, între mare mitropoliți și profesorii teologiei românești. Mitropolit la Sibiu, profesor de moral, un mare profesor de ascetică și mistică paulină. El spune într-un text al lui, prin 36, că smerenia este o raportare la Dumnezeu, să-ți știi locul. Adică, de exemplu, eu mă pot smeri ca preot spunând, tăcând într-o situație în care biserica e atacată, dar nu e smerenia autentică. În situația în care pe mine mă înjură de mamă, foarte bine, nu o să se supere tanti Florica pe ei. Dar dacă mă înjură de biserică, trebuie să reacționez, pentru că eu nu sunt tanti Lenuța care face tocane și trebuie să tacă. Eu sunt cel care stau deasupra lucrurilor acestea pentru că Dumnezeu m-a așezat acolo. Și eu, dacă am primit la Dumnezeu misiunea asta, trebuie să apăr partea aceea de lume. Nu voi reacționa la
blaturile din fotbal, neapărat, deși și asta e corupție. Ei tot aud că nu reacționează biserica la corupția din țară. Și ce ar vrea să spună biserica? Nu furați, dar nu zicem asta. Nu-i poruncă divină? Adică o batjocorim când vrem și apoi biserica să ne scoată din mizerie. Un an întreg, anul trecut, și-au bătut joc de familia tradițională, dar și-au bătut efectiv joc de familia tradițională. Nu să ne fie rușine, doamne, că suntem tată și mamă. De Crăciun și-au adus aminte că totuși Hristos se naște cu o mămicuță, că e bebeluș. Astăzi ne-am spus copilor de la Unirea că singura realitate matematică a credinței ortodoxe este că 1 plus 1 fac 2. În rest să mai căutăm. Dumnezeu ne-a așezat în 2018, în anul centenarului. Sau oamenii, strămoșii noștri, au făcut ceva cu 100 de ani. Noi, după 100 de ani, nu suntem uniți. Să știi că unirea nu e un moment, nu e 1 decembrie. Noi tot mergem pe ideea asta. Să spun, domnul profesor Liviu Maior are o carte interesantă cu 2 ani mai devreme. Nu uita că și copiii maghiari și copiii români din zona asta a Mureșului au plecat la război pentru Imperiu cu 2 ani mai devreme. Morții noștri de bază ai mureșenilor, români sau, sau maghiari, sau evrei, sau armeni, câți erau, au murit pe fronturile Galiției începând din 1915. Da. Ei veneau cu experiența aceasta unui război care era extrem de dureros. Există memorii întregi, tăslăuanul sau, știu eu, străinul sau... Sunt zeci de cărți, zeci de memorii care ne povestesc în ce mod s-a trăit drama aceea războiului. Toată conștiința națională e o progresie. Andrei Mureșan n-a scris în 1918 Deșteaptă-te române. George Coșbuc n-a rostit limba română doar în 1918. Goga n-a scris doar la, sau Liviu Rebreanu când a început să scrie, n-a scris doar. La noi a fost așa, trebuie să înțelegem bine, e o progresie de conștiință asta. Mare de tot. Mă uit, prima școală românească din Șcheii Brașovului în anul 100 de unire este în aceeași necunoaștere. Avem în aceeași necunoaștere zeci de situri arheologice ale istoriei noastre moderne. Noi nu știm unde și cum s-au petrecut lucrurile cu țara noastră. Suntem vinovați. Suntem foarte vinovați. Există un proces de deznaționalizare. Cum priviți globalizarea față de... Cum depinde cum o iei. Din punctul meu de vedere, românii după 89, singurul câștig real pe care l-au este libertatea de circulație. Ce impresionant. Eu am prins și în momentul când te căutau la vamă de țăreau capacele ca să poți trece din România în Ungaria și am trăit și în momentul în care nici măcar n-am mai arătat buletinul. Deci, există o libertate care te poate ajuta. Important e unde mergi când mergi. Dacă mergi la furat, nu îți reprezinți țara. Și te-ai globalizat. Dacă te mergi la studiu, la muncă cinstită, oricât ar fi de globalizată, lumea știe că se poate baza pe români în două meserii importante în Occident, nu? Pe construcții și pe abator. Știu că pot să-i cheme în cercetare pentru că sunt oameni muncitori când ating cercetarea. Sunt câteva trăsături de caracter ale noastre care pot fi folosite în favoarea noastră. Sunt și câteva ruperi de caracter care ne fracturează un pic imaginea aceasta, iconologia aceasta românească, dar trebuie să le ducem pe toate corect și până la capăt. Vă autodeclarați un preot de cartier, nu unul obișnuit. De ce? Cred că toți preoții suntem așa, pentru că sunt... România e un cartier uriaș, mărginaș un pic, desfundat deseori, dar e un cartier, să spun, nu mai există conștiință rurală, autentică. Pe tot o dăm cu satul românesc în sus, în jos. E corect, dar până la un punct. Noi ne-am pierdut ruralitatea și prin ea ne-am pierdut oarecare naivitate așa, foarte fină, o fragilitate naivității. Suntem orășeni, uneori doar navetiști, o conștiință de navetiști. Stăm în oraș, dar suntem prima generație venită de la țară și mai avem mici tresăriri. Dovadă că nu avem, vorba uneia dintre marii, Horia Bernea spunea că nu avem tradiții urbane de Crăciun sau de Paști. Am transferat satul în oraș. Nu existau tradiții de genul ăsta. Ei, aici este greutatea de a înțelege că să nu mai facem pe deștepții, să nu fițăim atâta. Am devenit foarte fițoși. Cum ne-am mutat la etajul 1 și avem apă curentă la baie, am uitat de unde am plecat, nu ne mai interesează nimic. Ori Dumnezeu urcă cu noi la etaj. Asta trebuie să fim foarte atenți. Dumnezeu este împreună cu noi, vecin acolo. Te prea poți apropia și dezapropia de ea. Că tot ne-am mutat cu toții la oraș, foarte mulți români au plecat în afara țării. Plecat în celălalt cartier, cartierul de fițe al lumii. Vorbiți foarte mult și credeți în tinerii din ziua de astăzi și în puterea lor de a rămâne în țară. Și de a pleca corect. Merg în diaspora și nu pot să-i judec pe copiii de acolo că au plecat idiot. Sunt oameni inteligenți, știu ce vor. Îi văd raniți, îi văd foarte raniți că n-au o țară unde să se întoarcă. Pare rău să o spun.
pot să spun cu voce tare, îmi pare foarte rău, nu e de dorit după ce ai trăit într-o țară în care ai siguranța zilei de mâine, nu-și bate joc nimeni de tine când stai la coadă, poți să-ți faci competențe maxime fără să te controleze toți hoții și toți parveniții, să vin apoi la parveniții de acasă, care doar pentru faptul că sunt afiliat sau nu la un partid, deci pot scobi nasul pe munca ta când vor. O se poate așa la nesfârșit. Dacă nu terapeutizăm un pic conștiința valorii naționale, suntem pierduți. Noi am legalizat aproape copy-paste-ul, nu? Legalizăm prostituția de partid. Nu trebuie să uităm astea, nu? Nu se poate așa ceva. De ce nu se face educație patriotică în școli? Eu zic că se face, dar se face în limita aceasta pe care o îngăduie în ultima vreme o lege total obscură a învățământului. De exemplu, eu țin minte și acum că ne trezeam dimineața cu trei culori cunosc pe lume și știam pe bune, pe de rost. Nu spun că era bine, dar spun că era un semn. La facultate, din când în când, noi dimineața ne rugăm dimineața la facultate și seara, la prânz, când terminăm cursurile, facem încă o rugăciune. Îi văd pe copii că este o conștiință. Iar anul acesta am impus ca în semestrul 2 să cântăm Deșteaptă Te Română la deschiderea cursului. Sunt curios și eu să văd cum iese. Dar chiar cred că avem nevoie de mai mult. Altfel pierde. Sănătate. Ce să citim? Stăm foarte prost la capitolul... Să citim Nevoia celuilalt de lângă noi. Așa. Asta e prima lectură care ni se cere și lectura asta ne va îndemna spre cărți. În fond, Iorga spunea că e important să citești un bilet pierdut pe stradă. Faci cultură și din asta. Nu-s adeptul cititului biletelor, decât la întrebările de la conferință. Cred că sunt cărți care, fără de care nu putem merge mai departe. Nu știu, pe mine m-a marcat, de exemplu, clasa a 6-a, a 5-a, am citit numai romane polițiste. Clasa 7-a și 8-a istorice, alea din Romb Roșu, din colecția romanului de dragoste, erau cam interzise, dar mama închidea un ochi și tata celălalt. Dar trebuie să-ți faci cultură, exact așa e și cultura, este o băițuire continuă, ea nu este o dai cu toporul și ai cultură, astea sunt povești. M-am uitat foarte atent la descrierile pe care domnul Liceanu și domnul Pleșu le fac culturilor în jurul domnului Noica. E interesant, nici ei nu pică dintr-o dată în cap într-o cultură a lui Noica, nu se îmbăiază în cultura Noica, ci Noica învață pe rând jurnalul de la Păltiniș și apoi memoriile domnului Pleșu sau chiar jurnalul de la Tescampe, alocuri, arată că este o scufundare încet, te usuci, te mai cobori un pic, te usuci iarăși. Crede în nevoia cunoașterii limbilor străine, dar nu cu orice preț. Iar limba engleză nu e o limbă de cultură, este o limbă tehnică, foarte acurată în ceea ce face, dar mi-aș dori copiii români din Târgu Mureș să învețe maghiară, pur și simplu. E o limbă de cultură locală, să învețe germană, să știu eu chiar un pic de idiș, n-ar strica să fac o oră de idiș pe lună, să știe că există limba asta, că se scrie așa, că nu e așa. Totuși noi avem în conștiința noastră ardelenească și cred că și românii în general au această multiformitatea limbilor care ajută foarte mult. Mă uit ce orizonturi să deschid cu o limbă, n-ai idee. Eu m-am dus la 20 și ceva de ani în Italia și am făcut cursuri la Padova, dintr-o dată total alt orizont. Total alt orizont. Mi s-au deschis mii de volume pe care nu le-aș fi putut accesa. E fabulos ce se întâmplă. V-aș ruga să ne povestiți un pic că știu că ați citit Eminescu în biserică. Nu, am citit un text din Eminescu, nu chiar tot Eminescu, dar în general sunt apropiat de poezie, dar de data asta lasă-mi un text din critica politică. Deci eu cred că Eminescu este, poetul Eminescu pune în umbră un pic jurnalistul Eminescu. Mamă, și ce lecție ar fi la școlile de jurnalism un pic de Eminescu și pe la niște platouri de televiziune. Deci în fața judecății lui Eminescu, toate platourile de televiziune din România trebuie să roșească. Noi nu reușim să spunem adevărul în platouri. Spunem așa niște adevăruri care ne convin, le cultivăm. Textul era despre modul în care sfinții, creștinismul este factor activ în civilizarea lumii. Sfinții sunt adevărații civilizatori ai lumii. Asta spune el. E genială imagine. Creștinismul este un factor civilizator. Mă tot uit la, era să zic nemernicii, dar nu-i cuvânt de pop în post, la oamenii ăștia care tot timpul spun biserica, evul mediu. Frate, nu există renaștere fără evul mediu. Trebuie să acumulezi undeva lumină și întuneric ca să poți să izbăvești lumea. Nu mai putem să ne batem joc la nesfârșit de tot efortul bisericii ortodoxe, catolice, știu eu, unitariene. Nu poți să-ți bagi joc de oameni care ți-au format cultura. Ce-am fi fără cultura dată de preoți în mâna credincioșilor? Noi spuneam că era firesc că popii trebuie să facă școală. Serios? Scrie pe reverenda mea școală? Scrie doar dacă o port cu școală pe ea. În Ardeal mi-era și un obicei că m-am tot întrebat de ce mureau foarte tineri, o parte din poezi, din scritori, din filozofi, erau cei mai slăbuți de acasă. Dacă erau buni de muncă, îi țineau acasă, nu-i trimiteau la școală. E una dintre marile dileme ale
evoluției culturii românești. Ce le spuneți celor care nu frecventează biserica? Să fie sănătoși, să-și poartă de grijă, să-și bea ceaiul duminica dimineața. Îi invidiez pentru cafeaua de la ora 10 duminică, că noi ne chinuim acolo și încercăm să scoatem dracii din cugetare și din noi. Ei se mângâie cu plăcerea cafelei, dar adevărul e că cine se roagă de cafea, de cafea și moare. Adică trebuie să fim foarte atenți, că îi văd pe oameni în singurați. Eu cunosc oameni care au trăit o viață întreagă fără Dumnezeu și au rămas atât de singuri încât i-am spăimântat și gândul că ar putea rămâne așa. Gândește-te că o viață fără Dumnezeu pe lumea asta e ok, dar o veșnicie fără El pe lumea cealaltă, ce Dumnezeu face? Cumplit. Și de-aia prefer liturghia de la 10, cafele de la 10. Deși sunt un cafeinoman altfel, dar trebuie să fim atenți. Lucrurile... Eu vin și dintr-un unghi de viață, când zic că sunt popă de cartier, zic și că am copilărit într-un cartier, noi n-am avut biserică. Am stat într-un cartier fără duminică timp de 20 de ani. Ea s-a construit în ziua, în anul când eu am intrat în anul de facultate, în 91, se construia biserica, care e frumoasă în continuare și măreață așa. Am și scris cartea cu Dumnezeirea Maidanului, având modelul. Ce se întâmplă cu un cartier în care izvorăște o biserică în mijlocul ei? Și imaginea e frumoasă, adică biserica e cosmetizarea lumii, dă cosmos, cosmeo. Când te duci la cosmetică, nu înseamnă că te duci în cosmos, trebuie să te faci mai frumos, să te așezi în frumusețea primară. Ei, asta se întâmplă și cu biserica, cosmetizează lumea. În sensul pozitiv, nu cosmetizări de partid, de stat, de televiziune, de... Biserica este atacată în ultima perioadă și chiar construirea de biserici este atacată. Ce să le facem? Dacă am fi construit bordeluri pentru anumite minorități, probabil că ne primeam premiul Nobel pentru morală. Așa construiești casele lui Dumnezeu ca să se simtă oamenii ca acasă înaintea lui Dumnezeu și ești dușmanul poporului tău. Gândește-te numai la Catedrala Mântuirii Neamului, înjurată și scuipată de toate vârfurile intelectualității. Gândește, ea este construită, mi-a zis unul odată, zice, părinte, ai construit acolo lângă casa poporului, nu biserica a cerut acolo. De fapt, biruința este totală pentru că e acolo dintr-un singur punct de vedere. Abia acum în urmă cu câțiva ani am aflat dintr-o carte a domnului Alexandru Teodorescu despre celula de tineri, scoasă la Humanitas, va ieși volumul 2, înțeleg, în curând, că acolo unde s-a construit biserica a fost locul unde au fost bătuți tinerii și arestații, erau un sediu al securității. Acolo au dispărut biserici de pe fața pământului. Ba mai mult, între 87 și 89 a fost cel mai nenorocit șantier pe care l-a avut România, unde au murit oameni, unde generali năpârci și-au făcut de cap, unde ofițeri superiori și-au batjocorit ofițerii, locotenenții, capitanii, locul unde s-au ucis oameni cu premeditare, prin subnutrire, prin trimiterea în frig, prin suspendarea lor între schele. Biserica vine acolo și construiește un locaj de cult ca și cum ar avea moaștele deja înfipte în talpa ei. Despre ce vorbim, de fapt? Despre cum să folosim pământul patriei la menținerea patriei în viață, în loc să-l vindem, să... Ce ar fi vrut să construim acolo? Un tripou? Aeroport pentru gândaci? Ce puteam construi în Muricul Bucureștiului? Și este interesant că această construcție care merge înainte este criticată, comentată, înjurată și sute de tone de ciment pierdute și metri cub de, nici nu pot să calculez, tone de materiale pierdute în casa radioului, de exemplu, pe cheiul dumneavoastră, nu interesează pe nimeni. Nu interesează absolut pe nimeni. Iar cheltuielile majore pentru tot felul de farafastâcuri, în fond, dacă stai să te gândești câteva marșuri publice care au costat cam 500 de mii de euro pe an, nu le-a comentat nimeni. Să fie un exercițiu de libertate mai mare acela decât libertatea de a construi o biserică la 100 de ani? Ne-a luat 100 de ani să construim o catedrală. Un pic jenat. Da, din păcate. Un îndemn către iubire, către credință? Către luciditate. Credința și iubirea înseamnă să fii un om lucid, realist și gata să mor pentru celălalt. Eu spun deseori ideologilor din tot felul de minoranțe, de tot felul, eu sunt gata să mor pentru Hristos, voi sunteți gata să muriți pentru prostiile voastre. Eu mi-asum cu prețul vieții ceea ce spun. Și când spun asta, o spun, eu le zic tot timpul, eu arma în mână pentru țara am ținut-o și gata să mor pentru ea am fost. Nu voi fugi cu primul avion la Bruxelles când voi vedea că se schimbă granițele. Onoarea mea de a fi soldat al armatei române este echivalentă cu onoarea de a fi preotul Bisericii Ortodoxe Române pentru români. Și pentru ceilalți care vor să stea lângă români și nu împotriva lor.
Aș vrea să încheiem pentru că timpul petrecut alături de noastră a trecut foarte, foarte rapid. Aș încheia cu o invitație. Poate pentru cei care nu știu încă, în doar câteva 10 de minute, mai exact la ora 18, la sala polivalentă din Târgu Mureș, cu intrare liberă, veți susține conferința Iubirea care ne unește. Și ne urnește. Și ne urnește. De ce să vină acolo cei care ne urmăresc? Să fim împreună, să povestim. Nu mi-a pus niciodată în minte să fac conferințe. Mi-a pus în minte să povestim. Și povestim despre Doamne, Doamne, despre poporul ăsta care pare că și-a pierdut suflu, dar nu și sufletul. Cum putem să ne arătăm iubirea mai vădit decât o facem? Anul ăsta știi cum cred că ar fi cel mai bine? Arborând un tricolor în mijlocul inimii. Înțelegând că inima asta noastră trebuie să bată în trei culori. Iar ritmul este Iisus, Hristos, Iisus, Hristos. Noi nu avem altă ticăială decât asta. Iar pentru ceilalți, onoarea și respectul nostru. Să știi că și cei care n-au tricolorul și scuipă, îl respectă și le e frică de el. Mulțumesc foarte mult, părinte. Eu mulțumesc pentru invitație și pentru dialog. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați spus și vă mai așteptăm cu drag, dacă cu aveți ocazia la noi, vă așteptăm aici. Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție. A fost alături de mine în studio părintele Constantin Necula, îl puteți urmări cu începere de la ora 18 la sala polivalentă din Târgu Mureș și intrarea este liberă la conferința Iubirea care ne unește și ne urnește. Eu sunt Ioana Mârza, rămâneți acum alături de Antena 1, să aveți o zi cât mai bună. La revedere!